Bună ziua și bine ați venit într-o bibliotecă care astăzi vine și întoarce o foaie calendară cât deosebită, fiindcă 30 de ani în bibliotecii e un eveniment. Dar acest eveniment este atât de bine conturat într-o metaforă aparte, precum este o lansare de carte, iar domnul Ion Popescu este prezent mereu în spațiul acesta, mereu zic prin pictura care ne-a lăsat-o drept reflecție asupra adevărului, drept conștientizarea frumosului și în felul acesta, de dumnealui, e mai puțin oaspete și niciodată oaspete, zic lucrul acesta, fiindcă este de acasă, este al bibliotecii noastre. Domnul Ion Popescu este omul de artă, care a îmbinat atât de bine textul literar artistic cu cromaticul care ne atinge atât de mult inima și cugetul. Pe cei care i-au citit romanele, imediat se vede în imediat apropiere de asociere. Descrierile pe care le face domnul Ion Popescu vorbesc de la sine. Se spune că cărțile bune se scriu într-o mare singurătate. Iată această imensă singurătate pe care o are în sufletul său domnul Leonid Popescu, nici pe departe nu este una care completează, aș putea zice eu, definiția singurătății. Singulara tantum e altceva. Autorul prin romanul care îl scrie, recentul roman, Tragedie pozitivă, a încercat, vreau să zic cu toată bonomia, să ierte păcatele cuiva. Eu cunosc istoria acestui roman, domnul Leonid, din discursurile pe care le-am avut. Eu nu știu cum autorul a rezistat, fiindcă atunci când cineva îți plagiază un aliniat dintr-o carte de-a ta, te doare atât de mult, îți bisechează, deci sau îți produce această ruptură de infarct, așa? Dar dacă îți fură un manuscris, asupra căruia topești lumânări, lași sănătate și oferi prioritate cititorului și rămâi dezamăgit, de cine? Că mai există și astfel de oameni. Pe mine m-a bucurat nespus că autorul a avut puterea să revină asupra faptului și această tragedie pozitivă în cele din urmă a devenit un roman care a îngemânat timpul trecut cu prezentul actual. Personajele acestui roman pe mine m-au impresionat în mod aparte. Fie că vin din această regiune carpatină, fie că sunt agale coborâte, deci în step. Da, de prin Maramureș, în stepa gândului. Fie că ele poposesc în nopțile pe care autorul încearcă să le camufleze, dar reușește să ne răspună printr-o formulă. Capitolele acestor romane nu este o bisecare între gândul pe care l-a conturat în cuprinsul romanului și ceea ce vrea să spună. Este pauza, este masa tăcerii unde suntem invitați de a reveni asupra textului. Romanele lui Leonid Popescu nu pot fi citite doar o singură dată, dacă ați observat. Ele te invită la o relecturare, fiindcă cărțile mai întâi de toate spun ceea ce dorește să zică autorul. Și autorul îi reușește atât de bine. În prefața pe care am scris-o la două volume, al lui Leonid Popescu, am găsit de cuvință să reflectez originalitatea. Leonid Popescu este prozatorul care în niciun caz nu poate fi confundat cu un alt prozator din acest spațiu cultural românesc. De ce? Fiindcă individualul sau originalitatea textului, știți de unde picură din inima scriitorului. Și în felul acesta, adevărul conturat, este pe deplin să justifice tipurile
volumelor. A fost o capcană, a fost o capcană, dar frumoasă, o intenție diplomatică, atunci când și-a intitulat Printre, cum a zis? Ziduri. Printre ziduri, așadar. Drumul printre ziduri. Acest labirint, acest zid chinezesc, Borisului ne este oferit de viață. Și Leonid Popescu este autorul care ne ghidează. Iată de ce am găsit de cuvință să vă să îndemn și cititorii noștri și, dar vreau să zic, prin mărinimia autorului, noi am intrat în posesia a 20 de cărți care imediat au mers, știți unde? Au mers în bibliotecile licienilor. Cei care ne-au trecut pragul, cei care ne-au fost oaspeți, cei care ne-au onorat și atunci mi-am dat seama că, uite, printre puțini autori care sunt lecturați, Leonid Popescu se află, deci, favoriți. Vă zic că nu este un băvar, ci vă spun, mi-au confesat cei de la Liceul Bândăcești, cei de la Crâncești, că au fost copiii de la Crâncești, Liceul Teoretic Conis Fondiu din Orhei, în care i-am avut oaspeți atunci înainte de eveniment. Este un lucru foarte important. Și am să vă zic de ce. Probabil că ați sesizat și dumneavoastră că în ultimul timp se citește și nu prea. Deși, iată, 2021, pentru noi colegii mei că vor confirma lucrul acesta, 2021 a ameliorat. Deci a venit iarăși această sete de lectură. Maestre, îți mulțumim pentru această foarte frumoasă ofertă pe care ne-o faci, pentru această surpriză deosebită, pentru acest gest pe care îl oferă Bibliotecii Unui Sforghigu într-o zi atât de importantă, când marcăm 30 de ani. Nu știu, în viziunea unora poate 3 decenii e ceva deosebit de mare, adică numeral, nu știu. Nu, numeralul acesta pe mine nu mă întristează, fiindcă suntem în speranța că vom ajunge și la 50 de ani și la 100 de ani, cu autorii noștri împreună. Să nu fac acești pași în PADD, în distanță, o să-mi permiți, dragă Leonid, să vorbesc și despre volumul maestrul Tudor Țopa, Vigul Roșii, o carte, deci, o carte, dar unde e? Este. Autorul este și cartea o am, dar unde e fotoliu? Sigur că da, nici nu poate nimeni. Lăsați că e gata. Ia-ți-l, Titlul acestui volum imediat vine și ne face să fim foarte atenți. Mai sugestiv și mai convingător nici nu poate fi faptul. Fiindcă Tudor Țopa, chiar în rândul 2, spune, prin enunțul pe care îl face un personaj de astfel, nu poate Basarabia să aibă două mame. Înseamnă că una din ele este vitrină. Și atunci încercăm felul acesta de a fi, prin notele din biografia mea, precum zice un personaj al autorului, dintr-o localitate atât de istorică încât se poate scrie o istorie chiar a neamului, din Horodește, așa e, faptul care îndeamnă cititorul să rămână axat pe lectură. De ce? Întreaga galerie de portrete, întrunite în volumul acesta, vă ziceam, într-un volum cu un titlu atât de sugestiv precum este pe coperta cărții Vigul Roșii, redați de la sine și această poză. Este o invitație. O invitație făcută, dar foarte atent, de binecunoscutul nostru publicist, prozător Tudor Țopa, cel care a perindat, vreau să vă zic, atâtea și atâtea drumuri, localități, cel care a cunoscut atâtea și atâtea
personaje și mai puțin personaje. Cel care a comunicat, cel care a dialogat cu omul de la țară, dar a fost și un diplomat, cu cel care rămâne fi și până în prezent președinți de țară, Tudor Țopa a găsit de cuvință să nu facă această diferență. Dumnealui mereu a dialogat cu omul. Iată esența. Iată deci fiind esența scrierilor sale. Iată de ce, zic, este justificată această intenție foarte frumoasă, care ascunde o metaforă a gândului în viguroșii lui Tudor Țopa. Autorul lasă moștenire, lasă moștenire nouă celor care se mai întâmplă, de ce nu? Se mai întâmplă că lăsăm în conul de umbră personaje, personalități, oameni și iată când deschidem un astfel de volum, o enciclopedie de altfel, în viziunea mea, viguroși, este și o enciclopedie. Un început de enciclopedie. Personajele acestea de la sine vin deja și vorbesc despre timpul pe care îl trăim. Eu vă urez lectură plăcută, vă urez cărți bune, foarte bune. Știu că nu aveți timp să le citiți pe cele bune, pentru că nu le citiți pe cele foarte bune. Iar noi, în cele din urmă, devenim cărțile pe care le citim. Iar acești autori și ei devin parte din eu-ul nostru, din inima noastră. V-am îmbrățișat, vă mulțumesc de suflet că sunteți astăzi în biblioteca noastră. Sănătate multă, vă aștept cu celelalte cărți, fiindcă mai avem și 50 de ani pe care vom sărbători tot împreună. Acum ofer cu toată generozitatea posibilitatea să modereze în continuare, dar din anumite condiții, domnului Vasile Căpățină, academicianul Vasile Căpățină, la fel zic, prietenul nostru, omul care a venit cu o donație, colecția Ideal, una din colecțiile preferate ale studenților noștri de la Facultatea de Litere, Jurnalism și Științe ale Comunicării, ale oamenilor de artă. Pentru acest fapt vă mulțumim de suflet și pentru celelalte la fel, să știți că rămâne de ceași în viitor. Păi da, am zis 50 de ani, nu uitați. Să aduc aceste felicitări cu ocazia acestei aniversări, fiindcă e o aniversare frumoasă, rotundă, 30 de ani. 30 de ani de muncă cu cititorul nostru. Cine crede că e simplu, se înșală. E o muncă destul de serioasă, atât în spațiul acesta, cât și în școli, în instituții diferite întâlniri. Și eu am participat aici cu un cadru Cenacului, avem și un contract împreună. Parteneriat, Cenacul Ideal. Și am văzut multe manifestări extraordinare, lansări de carte, portrete de creație, întâlniri de mare, mare valoare. Și îi mulțumesc, e o surpriză pentru mine de a fi astăzi și astăzi moderator, dar am înțeles gestul domnului Vitale Răileanu și îi urez în primul rând de ce are mai nevoie, chiar în prima asta, sănătate. Și sperăm să va fi totul bine și frumos. Și acum trecem, într-adevăr, e o invitație extraordinară, doi oameni deosebiți. E vorba de Tudor Țopa și Leonid Popescu, care au fost prezentați de acum de domnul director Vitale Răileanu. Și eu m-aș opri câteva cuvinte doar despre patriarhul publicisticii basarabene, Tudor Țopa, așa îl văd eu, cu această lucrare viguroasă și nu numai cu aceasta. Că dacă ne gândim, dacă am putea să răsfoim cele circa 90 de volume, aici e o chestie foarte frumoasă.
că anul ăsta dumnealui rotunjește această frumoasă vârstă. Și vine încă cu o lucrare. Parcă dacă nu e ce, în colaborare va fi a 90-a, da? O colaborare foarte frumoasă. Și am mai vorbit de lucrul acesta, viguroșii. Cel mai viguros este autorul acestei lucrări, care a adunat, într-adevăr, a făcut portrete, portretele la oameni deosebiți de aici, din Basarabia și nu numai din Basarabia. Eu aș putea spun doar câteva cuvinte despre portretul pe care mi l-a făcut mie, unul din personajele de aici și vreau să spun cu câtă străduință, cum a lucrat la acest portret. Că acest portret nu e numai Vasile Căpățână, dar e și satul lui Cernăleuca. Aici e și Igor Vigheru, pictorul. Aici și generalul Remus Marchitan, Boris Golea, care a avut prima operație la inimă. Și uite, lucrurile acestea sunt consemnate aici. Fiindcă e foarte simplu. Spune că, a, Vasile Căpățână, l-am văzut, uite, arată așa, 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 se ocupă cu ce, cu ce. Nu, e foarte profundă analiza făcută și aici de unde vine, ce cu satul ăsta și lucrul acesta îl face nu numai cu portretul meu, dar în genere cu toate portretele pe care le face aici, cerunță, dar e în colectivul acesta, în grupul ăsta extraordinar care au scos enciclopedia aceasta cu satele Moldovei. Într-adevăr, trebuie să pătrunzi acolo, să cercetezi, să vezi, să cercetezi, studiezi istorie, de când a apărut, în ce perioadă și prin ce a trecut aceste localități și acești oameni. Acestea fiind spuse, pe urmă voi vorbi despre Leonid Popescu, dar îl rog acum pe vigurosul nostru Tudor Țopa să ne spună câteva cuvinte despre Leonid Popescu care este în acest volum. Vă rog. E greu să spun. Ești la microfon. La microfon. În primul rând, cartea aceasta maminoasă are prefață, dacă o să fiți atent, două propoziții. Două propoziții are. Ea e curistat. Citiți. Citiți-le, că ele spun tot. La început de aia. Citește. Esențialul, vă zic că e ăsta. Oamenii erudiți, și energici, nu cedează în fața nenorocirilor. Luptă și fac istorie, servind stele de călăuză pentru generațiile viitoare. Dar și istoria nu trebuie să-i lese pradă uitării. E ca asta a fost scopul principal. Și aici eu mulți din eroii care sunt incluși aici, eu citit materialele lor. Pe aici, pe acolo, au îndreptat ceva, o concretizat. Și astăzi ei nu sunt printre noi. Și eu numesc așa, ia că Nicolae Dabișa, Grigori Vieru, Dumitru Matkovski, Vasile Vasilache, Mihail Gheorghe Cibotagu, Efim Josanu și încă asta mulți și scop care, adică eu sper și a fost că eu aș fi vrut între copertele acestei cărți ei să-și continue viața. Acesta e un volum care anul acesta la expoziție internațională de la Iași spune și Euro-Invent, a cucerit medalii de aur. Și îmi face plăcere că ei rămână aici. Ce se referă câteva cuvinte despre colegul meu, cu satele, chiar moșiile
bunele noastre erau despărțite de un om, de un hat. Da, corect. Ce m-a impresionat și m-a impresionat până acum, că în perioada când nu se putea, și o perioadă care o cunoaște mai foarte bine, n-avea drept să propagi, să vorbești pe ștefă, dar în genere limba română era de la radio la noi, nu auzei că era tăiet, zburau redactorii din post. El în perioada aceea a făcut 7 muzei în satele noastre. Și inclusiv și muzeul de la Cobâlea, care e asta. Și o datorie foarte bună. El, romanul care l-a scris, a găsit cuvință să-l prezinte sub stejarul cel mai legendar, care are 700 de ani. Asta, pur și simplu, eu cred că cine trăiește din Basarabia, trebuie, așa cum orice român trebuie să vadă Putna, tot așa fiecare trebuie să vadă copacul acesta rezistent, puternic. Și o chestie, materialul care l-am scris se numește asta, Viață sub cupola bisericilor. Iată, unul din ei care toată viața în tinerețe și când avea posibilitățile este foarte bune. Eu îl văd și acum cum stă sub cupola catedralei noastre, în diferite, inclusiv și în bisericile din Maramureș. Și eu aș fi vrut să nu cobor niciodată de pe acele schele. Ești condamnat. Condamnat. De acolo e un pas până la cinci. Mai vizie. Pentru noi e foarte plăcut de a-l avea alături de noi pe interpretul, cantautorul Octavian Mândruță, venit de la București, a câta oară deja fiind alături de Leonid Popescu și Tudor Țopa. Dar a venit, n-a venit singur, a venit cu o foarte bună cititoare. Și Janina. Și să vedem acum Octavian. Să facem, te rog, vină cu un cântec, fiindcă trebuie să variem un pic, cadoul tău muzical. Da, poate spus, e spus așa. Bravo. Mulțumesc mult, frate. Aici, încă doi brați, Leonid, de parte. Și vă salut și de această dată, spunându-vă un călduros la mulți ani, să fiți sănătoși și să ne revedem de fiecare dată cu drag. Mulțumesc un pic, un mare artist al nostru spunea că pentru orchestru cel mai greu e să stai într-un picior. Nu să gândi. Acum ne-am pus chitara așa pe, cum să-i spune aici, aninaltă. Am venit aici la voi, am venit aici la voi. Cum e dat din ala noi, cum e dat din ala noi. Sula frate, nu dormiți, vremea e să vă treziți. Sula frate, nu dormiți, vremea e să vă treziți. Asta sunt eu aranjați flori de măr. Masa să-mi încărcați flori de măr. Noi umblăm acolinda pe la casea urat.
se aura. Să trăiți în tineriți flori de măr, la mulți ani să le trăiți flori de măr. Să trăiți în tineriți flori de măr, la mulți ani să le trăiți flori de măr. Cine îi cânta,
ține-l prea vrea. Îngerii din cer veniră, vesele cântări doiniră, micului stăpân, micului stăpân. Ce-ați văzut, păstori, sculați până în zori? Am să mai revin pe final, fără colinde de data asta. Vă las cu cei doi autori și vă mulțumesc. Leonid Popescu e un nume foarte bine cunoscut aici la noi, cât și în România, dar e bine cunoscut și în Maramureșul istoric, unde și-a petrecut, așa am calculat eu, aproximativ un sfert din viața domniei sale. Precum a mărturisit și domnul Tudor Țopa, Leonid Popescu în viața sa a realizat mai multe proiecte. Iată că și acolo, în Maramureșul istoric, a realizat mai multe proiecte. Proiectul unei biserici, a unei sculpturi, nu una, chiar două sculpturi, sculptura lui Ștefan cel Mare și a doua? Eminescu, de la Nistru. Cu Eminescu, da. Și culmea, statuia lui Ștefan cel Mare a luat locul unde a fost V. I. Lenin. E o chestie extraordinară, trebuie să ai atâția, așa un curaj pentru poporul acela de acolo, conducerea de acolo, cum au realizat acest lucru. Lucrul acesta este descris în acest roman, roman frumos, tragedie pozitivă, și eu aș spune că sunt foarte multe momente din viața socială a Maramureșului istoric și face o paralelă între Maramureșul istoric și Basarabia noastră, care au avut, practic, pe alocuri aceeași istorie. Dacă luăm, să zicem, anul 40. Și aici aș vrea să aduc un fragment, un mic fragment, fiindcă cel mai convingător este totuși autorul. Noi putem să vorbim mult, dar cel mai bine vorbește nimic. Vorbește despre eroul Radu, care vorbește despre mama sa. Era într-o călătorie. Oricum, suntem în trecere pe acolo și tare aș vrea, mamă, să vezi și tu locul unde, în 1941, armata sovietică a împușcat aproape 4.000 de români care fugeau acasă, țară de în România. După ce încăvădăul i-a mințit că le va permite să treacă frontiera, bieții oameni din Valea Siretului i-au crezut și s-au pornit într-o coloană cu steaguri albe, icoane și cruci spre România. Dar la câțiva kilometri de hotar, când se aflau în Poiana Varnița, sovieticii i-au oprit. Pentru că nu s-au supus, românii au fost masacrați de mitralierele comuniste. Cei care au rămas în viață au fost ajunși în urmă și tăiați cu săbiile. Răniții au fost legați de cozile cailor și târâți în 5 gropi comune. Iar supraviețuitorii au fost arestați de NKVD-ul din Adâncata, care după ce i-a torturat, i-a aruncat de vii într-o altă groapă comună,
din cimitirul evreiesc, peste care s-a turnat vara. E o tragedie, o situație extraordinară. Și el aduce Leonid foarte convingător, în mai multe momente din carte, acest lucru. Eu aș vrea s-a vorbit mai mult despre scrisul lui Leonid Popescu, cele trei romane, mai puțin s-a vorbit despre volumul de piese scrise, care așteaptă să fie montate, ar fi curios să le vedem și în teatru, dar situația este destul de complicată. Aici avem, a vorbit și domnul director, despre aceste lucrări care deja de ani de zile e ca un fel de donație, numai, nu știu care e, dar de ani de zile sunt aceste lucrări aici, sunt lucrări extraordinare. Dar în afară de aceasta are o sumedenie de lucrări dăruite, cunosc acum am fost la Telenești. Și acolo, în Muzeul Răgolului, a dăruit foarte multe lucrări, precum și domnul Tudor Țopa a dăruit din Vigoroșii și nu numai Vigoroșii, din cărțile sale, și Leonid Popescu a lăsat lucrările cele care le-a dăruit, le-a oferit muzeului. Eu cred că cel mai bine acum a vorbit despre pictura lui Leonid Popescu, doamna Leonora Sidnic. Dar o rog, așa, cât mai laconic, fiindcă eu știu că se poate vorbi foarte mult, dar să ne oprim la asta, am putea două ore să vorbim în jurul... așa. Mă rog, doamne onora. Domnul Vasilică Bățină, vă rog, scuze, îmi lăsați câteva clipe să-mi sistematizez gândurile și să le tai pe diagonală, așa cum dumneavoastră doriți. Peste da. Câteva clipe. Bine, da? Atunci am rog Vasile Didic, dacă... Tot acum am vorbit de pictură, pe vom trece la aceea. Da. Un pictor foarte... Cunoaște. Cu rezultate frumoase. Vă rog aici. La microfon. Dragă asistență, dragi prieteni, bună ziua de la locul așa oficial și frumos. Da. Permiteți-mi să îmi exprim cele mai frumoase sentimente de admirație față de acei prezenți aici, de pe ambele părți, așa să numesc simbolic ale barcadei. Deci, lansatorii acestui eveniment, frumoși oameni care cunosc și domnul Tudor Țopa, iată, a colaborat și cu, a fost Dumnezeu să iarte și soția mea, v-a cunoscut bine, a fost un mare respect față de dumneavoastră. Eu vă cunosc tot, vă cunosc munca dumneavoastră pe etape, pentru cu pătrundere niște lucruri foarte grele, de esență, așa. Domnul Leonid, suntem colegi de breaslă, suntem, deci, iarăși îl admir și îl respect pentru acea consacrare și temelul artistic, ce face în arta plastică, dar și paralel le face niște lucruri frumoase, le bate, eu știu, cu bărbița pentru istorie. Deci ele, uite, într-adevăr este ceea ce e scris cu pemința, nu o să se taie cu bărbița atâta timp cât va exista omenirea. Deci sunt niște lucruri, chiar și acestea care, telefoanele, toate nevoile acestea care acum ne gâtuie, ne sugrumă. Cartea va rămâne ca un obiect sfânt. Permiteți-mi să spun câteva cuvinte și în adresa maestrului Octavian Mândruță. Într-atât de frumos am admirat sonoritatea vocii. Ce excelență! Nu v-am auzit câțiva ani frumos. Și cu mare bucurie v-am ascultat acea consacrare a coardelor vocale, așa unor melodii frumoase. Este bine că oamenii, iată, își jertfesc omul energie și timp pentru a face lucruri frumoase, necesare. Fiindcă viața este, nu știu, eu acum sunt un om schimbat totalmente, aș putea să zic după evenimentul care l-am avut în viață,
viață, la mine aș putea să utilizez și expresia asta, că acoperișul un pic se mai duce, se mai toate acestea, dar au rămas și niște momente de logică. Și mă uit înzecit la ce, cum omul își mobilizează esența sa pentru a crea niște lucruri frumoase. Asta, sigur că rămâne și așa niște acțiuni de stimă mare, de admirație. Și eu vă doresc succes și mai departe. Zic, eu doresc și acelor cititori, spectatori, tot succese pentru a vedea, fiindcă asta încă nu înseamnă numerit cartea în mână, acum este foarte greu, este debusolat și tineretul și tot. Să dea Domnul să fie zile frumoase, să ne bucurăm de viață, fiindcă indiferent, ne vom bucura să vom fi triști, viața se scurge și vii în fața faptului că ea își schimbă dimensiunea și trece în alt spațiu. Vă rog tu, pe toți să te înviți mai des și să vă bucurați de viață, să saturați operele, creația și scrisă, și pictată, și cântată, și totul ce este frumos. Sănătate, la mulți ani la toți, numai bine! Azi e Sfântul Vasile. Mulțumim frumos și acum aș fi curios să aud vocea unei doamne care cunoaște destul de bine creația lui Leonid Popescu și spune doamna Silvia. Doamna Silvia Bacalăm, da? Da. Doctor în medicină. Psihologie. Așa știți atent, cu neurologia, psihologia, neurologia. Deci toată, vă rog, am ascultat la Biblioteca Națională, a auzit foarte frumos și acum, vă rog. Bună ziua, stimată audiență. Sunt onorată să vă povestesc câteva despre momentele și episoadele scrise în acest roman al lui Leonid Popescu. Vreau să zic că m-a impresionat foarte mult romanul, ilustrațiile. Acest roman se citește foarte ușor, este scris într-o limbă deosebită și cel mai mult m-a impresionat episoadele care sunt scrise într-o formă mai neobișnuită. Și anume, deci, autorul povestește despre un episod, după care trece la alt episod și revenim la, apoi la episodul continuării primului episod. Aceasta ne face să ne concentrăm, aceasta ne trezește mai mult interesul de a citi mai departe romanul și totodată, într-un fel sau altul, ne dezvoltă memoria, ceea ce este foarte important. Eu am citit, practic, toate cărțile lui Leonid Popescu și m-a impresionat faptul că, pe lângă mânuirea pensului cu atâta grijă și cu atâta sensibilitate, la fel mânuiește foarte bine și condeiul, așternând pe hârtie niște situații concrete, dar descrise într-o atmosferă artistică și foarte bine pentru că, practic, știm cu toții că toți avem anumite abilități, dar dacă nu le dezvoltăm, atunci ele mor. Iată că Leonid Popescu combină foarte bine pensula cu condeiul. Am să vă spun câteva cuvinte despre acest roman, care câteva din subiectele cele mai importante ce au trezit un interes pentru mine, dar cred și pentru alți cititori, pentru că am avut ocazia să mai discut și cu alții cititori care au citit romanul. Și au rămas încântați, le-a plăcut foarte mult. Unii au avut unele întrebări,
ca de obicei, că n-am înțeles de ce anume scrie așa sau de ce descrie așa, la care eu am încercat să explic așa cum am văzut eu, de fapt, descrierea. M-a impresionat faptul că, probabil, subconștient, Leonid Popescu descrie ispita unei femei frumoase, care a trecut prin diverse crize, dar totodată descrie și ispita bărbaților, și anume milionarului, Radu, Victor Gojea și ceilalți. A făcut o îmbinare așa de ispite, atât a genului feminin cât și a genului masculin. Nu o să obosesc să vă povestesc despre totul. Sper că dumneavoastră o să citiți cu mare interes acest roman, care de fapt este alcătuit din două cărți, din două situații diferite. Deci prima situație vorbește despre soarta autorului care, grație faptului că în 2013 a fost furat romanul, care a lucrat mulți ani la el, a suferit mult, s-au mai petrecut anumite evenimente care l-au marcat și iată că, în un moment dat, inima e cedată. Și în popor se vorbește despre faptul că oamenii care pictează biserici sunt protejați de Dumnezeu și are îngerii săi. Păi consider că Leonid Popescu a avut trei îngeri ai săi și anume primul înger a fost sora lui, care în situația critică a fost alături de el și l-a ajutat să iasă din criză. A doilea înger a fost regretatul Nicolae Dabija, care l-a ajutat prin intermediul cunoștințelor sale să ajungă la Iași să-și facă intervenție chirurgicală. Și în ultimul rând, îngerul păzitor al domnului Leonid Popescu a fost profesorul chirurg cardiovascular de Gure Clinică, care i-a făcut intervenția chirurgicală reușită și grație acestei reușite, Leonid Popescu a avut posibilitatea să scrie, scrie acest roman la două oară și consider că i-a reușit și mai bine decât în prima variantă care a fost frată. Cel mai important este descrierea acestui peisaj frumos a Maramureșului Voievodal din dreapta Tisei, care abia aștept cu nerăbdare să ajung acolo să văd descrierile pe care cu atâta pism a scris domnul Popescu în romanul său, că chiar imaginam peisajele acestea atât de frumoase. Am avut ocazia să călătoresc toată România și am fost și în Maramureșul din România și abia aștept să văd și Maramureșul din dreapta Tisei. Am avut posibilitate, dar din cauza pandemiei s-a abandonat această plecare și totuși sperăm că vom ajunge și la Maramureșul Voievodal, care cu atâta dragoste și cu atâta pasiune și cu atâta ilustrație frumoase le descrie autorul. Vreau să vă zic, să vă mărturisesc din ceea ce am înțeles în roman, că grație unui prieten extraordinar de bun, care este Vlad Gogea, care e povestit despre situația reală care Leonid Popescu descrie în partea a doua a romanului, despre această familie care a trecut prin diverse drame, l-a rugat foarte mult să scrie exact așa cum povestește el. Și aflând că Leonid Popescu i-a reușit să finisese acest roman, s-a bucurat nespus de mult și chiar în clipa când a auzit că uite, romanul e gata și îl voi publica, cu mare regret, acest om care în nopți în șir a stat cu autorul și a povestit diverse situații, a decedat. Și în epilog este foarte emoționant acest lucru. Și un lucru tot foarte impresionant și emoționant este faptul că această eroină principală a romanului Mirela, care a trecut prin mai multe ispite, deci s-a căsătorit, soțul e decedat la 35 de ani, după care un milionar a
s-a îndrăgostit de ea și a depozitat tot de avere. Fiind într-o situație conflictuală și grea, a plecat în străinătate, așa cum o fac de obicei majoritatea femeilor și din țara noastră și din alte țări. Acolo a lucrat la negru timp de 10 ani, a lucrat la o biserică, a avut grijă de un călugăr și iată călugărul acesta se îndrăgostește de această frumoasă femeie, care până la urmă chiar i-a donat și toată averea care a acumulat-o de ani de zile. Ce e foarte impresionat, chiar te duce până la lacrimi, faptul că acest călugăr, deci a documentat prin cu avocatul toate o formație, cum se zice, da? Toată donația, moștenirea. Toată moștenirea și i-a scris și o scrisoare care nu i-a fost înmânată direct, dar a găsit-o Mirela mai târziu și acolo erau și două inele. Deci uitați-vă care este ispita dragostei, chiar și un călugăr. Și Mirela, care avea o altă origine, o altă religie, i-a făcut ca să se împerecheze, dar acest moment a acestor două inele și scrisoarea care călugurul i-a lăsat-o și a rugat-o foarte mult să revină la țară și să aibă grijă de feciorul ei care a lăsat-o cu părinții și deci i-a spus practic că de astăzi eu sunt la tine în chirie, iar tu ești stăpâna acestei case. Mirela nu chiar s-a bucurat, deși el aștepta că ea îi va sări în gât, îi va mulțumi, dar ea a primit-o așa cam genant și până la urmă această femeie a făcut un gest destul de frumos. Deci o parte din avere a donat unei biserici, o altă parte din avere a donat unui orfelinat de copii și doar o mică parte și-a lăsat ei. Deci e impresionant, nu știu dacă sunt în zile de astăzi atât de generoși oameni care ar putea să procede astfel. Citiți romanul, este foarte interesant și bănuiesc că poate cineva din regizori ar citi cu atenție pentru că este actual și în zilele de noastre și ar putea monta un film destul de interesant pe baza acestui roman. Vă mulțumesc de atenție, iar lui Ionel Popescu îi urăm mult succes, inspirație și așteptăm cu nerăbdare și celelalte, având o experiență de a scrie, îi așteptăm și celelalte cărți pe care sper că vor fi destul de și mai interesante decât ceea ce avem noi și dumneavoastră vă urez să fiți sănătoși, să aveți cât mai puține tragedii și cât mai multe emoții frumoase. La mulți ani! Mulțumim frumos, doamnă Silvia, și acum e momentul să ascultăm și un cântec două în interpretarea compozitorului și interpretului Ilie Bălțu, un foarte apropiat familiei noastre și atât bibliotecii cât și tuturor celor prezenți. Bună ziua! Felicitări autorilor, felicitări tuturor cu achiziție a noilor cărți, a noilor descrieri, a noilor romane. Mă bucur faptul că aceste lansări se efectuează, se conduc, se întâmplă în zilele când sărbătorim Ziua Culturii Naționale. Felicitări autorilor și cu această ocazie vin cu
omagiu muzical pe versurile lui Mihai Eminescu. De-aș avea și eu floare, mândră, dulce, răbdătoare. Ca și florile din mare, vice dulcea unui plai, vice dulcea unui plai. Plaiere zil cu iarbă verde, ce se leagă se pierde. Undoind încet
Vecinul meu, Nemea Tudor, care nu ești o vârstă frajedă de 90 de ani anul acesta, eu sunt coleg încă mai frajed, 80, dar nu e asta problema. Problema este în creația dumnealor. O creație care te bucură, te duce pe valul imaginației, îți spune creierul și gândurile ți le așează încă făgașul ideii că noi suntem aici, noi suntem români, că cultura noastră de secole ne ține ca cum este credința în Dumnezeu. Nene Tudor, care m-a învățat pe mine să scriu eseuri despre localitățile Republicii Moldova, în volumele cele 15 volume, la Fundația Dragiștea, eu fiind de profesie
mă rog, istoric, colonel, nu știu ce să aleg, dar vreau să vă spun că dumnealui, nu, general, de acum, dar e epuizat faptul, factul. Domnul Tudor m-a invitat, împreună cu Victor, regretatul Victor Ladăniuc, la Fundația Dragnește, în care, în timp de 20 de ani, au fost editate 15 volume cu 10.854 de pagini, cu 5.311 fotografii, și acele 15 volume au fost făcute, practic, de o echipă mică, 28 de autori. Iar motorul acestor autori, savanți, istorici, cercetători, arhiviști, era Victor Ladăniuc și Nenea Tudor. Dumnealui venea în fiecare zi. E zi optare, e făcut? Nu-i făcut. E fotografiile sunt? Nu sunt. Hai la bibliotecă, hai la arhivă, hai încolo. Felicitări! Omul acesta, ca un argint viu, și-a dus, nu suportul, dar aportul și inima și toată energia lui la editarea acestui serial. Ați scris toate localitățile? Absolut toate localitățile, vreau zic 1736 de localități, între care 48 de acum au dispărut, și chiar a fost un eseu despre un sat cu un singur locuitor. Cu un singur locuitor. Nu Flutura. În raionul Soroca, Poiană din Șoldănești și în raionul Soroca în Bună. Omul acela a fost fotografiat sărmanul cu câinele și cu motanul lui pe praf. Fotografia a rămas în volum. Nu mi-am amintesc în care. Dar se ne întoarce la Vigoroșu. În Vigoroș, Nenea Tudor, într-adevăr, și-a expus în mod enciclopedic, în mod narrativ și documentar, părerea și viziunea dumnealui asupra personalităților Basarabiei noastre. Și asta este meritul dumnealui și bravo dumnealui, fiindcă el, într-adevăr, n-a preocupățit să le spuie pe nume la cei eroi care uneori nu-s pomeniți nicăieri. Aici eu mă opresc la eseurile despre marele scriitor Mărețul, fiindcă el e unicul scriitor, un prozator de marcă cunoscut în toată Europa, academic, Academiei noastre, adică Basarabiei și Academiei României. Deși nu-mi place cuvântul ăsta, Basarabia, nu știu cum, parcă îmi trece peste asta. Dar este un om măreț. Fiindcă primele romane, primele povestiri, sunt cele care au început să trezească conștiința națională a românilor din Basarabia, din niște moduri. Și datorită lui Nenea Tudor, eseurile astea, despre poieți, despre pictori și despre Leonid, care este aici Popescu, bravo! Dumnealui a editat 90 de cărți, acum lucrează la 91-lea, peste 700 și ceva de mii de exemplare s-au tipărit și asta este opera, monumentul care a să rămâne și a să dăinuie. Care și-a primire, asta e vorba de aproape un milion. Aproape un milion, eu am greșit, scuzați, vă rog. Acum trecem la maestrul Leonid Popescu. Leonid Popescu ne-a dăruit romanele lui, pe care eu le-am citit cu plăcere. Și vă spun sincer, ultimul roman este un roman realist, dar cu ficțiune. Îmbinarea aceasta de realitate, ficțiune, autobiografie, dramă și o dramă foarte curioasă, mai ales dramele astea a familiilor astea, Mirela cu Radu, Goje, Milionarul, Mirela cu ăsta, preotul ăsta, sau Călugărul acela. Toate astea sunt îmbinate așa de interesant, sunt plătite, că îți trezești interesul, vrei să citești, ești curios să afli,
care va fi soarta lor. Așa că mai este bravo, bravo, l-am citit cu plăcere și vreau să-i spun dumnealui că romanul dumnealui de acum trece pe a treia mână în casa presii. Mi l-a luat cineva și spune și da, nu, să-l citesc două, trei zile. Mai frate, ți-l dau ca să mi-l întoarce, uite, mi-a scris autograful. Și tot așa multe cărți am dat. Și când mă trezesc, dar mă bucur că cărțile se citesc. Și cărțile dumnealui sunt citite și sunt admirate și eu îl admir și îi doresc creație. Dar creația este o alegere a fiecărui om. Fiindcă creatori sunt puțini, un procent. Un procent din oameni sunt creatori. Ceilalți scriitori, gânditori și așa mai departe. Sau executorii gândurilor străine. Îi citesc câteva din ce am scris eu într-o cărțulie și îi spun lui Leonid și lui Nenea Tudor. Fiecare om are o magică, o putere magică de alege. Să aleagă făurirea în loc de distrugere, să leagă dragostea în loc de ură, să leagă umorul în locul răutății, să leagă perseverența în locul deziceri, să leagă lauda în locul hulii, să leagă vindecarea în locul îmbolnăvirii, să leagă dăruirea în locul tâlhăriei, să leagă armonia în locul dramei, în locul tragediei. Să leagă rugăciunea în locul blestemului, să leagă viața în locul morții. Le doresc. Dar de dragoste nu spui, Mietor. Am spus. Vă rog frumos să faceți totul cu dragoste de oameni. Ceea ce faceți voi, într-adevăr, este dragostea și drama noastră cea mai puternică care ne ține. Fiindcă din dragoste ne-am născut și din dragoste ne ducem. Doamne ajută! Acum, vă rog pe doamna Leonora Sidnic. Să vină la microfon. Asistență. Am emoții cu totul deosebite, deși nu pentru prima dată sunt în fața microfonului, în fața publicului și să fac o referință la oameni pe care eu îi cunosc. În primul rând, am un sentiment de respect, de admirație, apreciere la maxim față de aceste trei personalități pe care îi avem în fața noastră, pentru că ei, ca atare, reprezintă valoarea supremă a spiritului neamului nostru, prin tot ceea ce ei fac. Citisem un anunț pe Facebook că sunt invitați și ex-președinții și, știți, așa, memoria noastră se constituie din asociații și v-am amintit un caz cu domnul Snegur, pe care chiar vreau să vă relatez. Și nu o să mă dezic de el, pentru că îmi pare într-un fel relevant pentru situația de astăzi. În 1987 am avut ocazia să prezint, mai precis onoare, să prezint acta Republicii Moldova în Franța, la Paris. A fost o delegație destul de mare, mie îmi revenea să prezint expoziția, au fost și interpreți și de alt gen de artă. Șeful vostru era Mircea Snegur, reprezentant al Comitetului Central, de care nu se făcea, nici se realiza nicio delegație în altă țară străină. Și iată că momentul acesta inaugural și cuvântul inaugural, ferească, aparține domnului președinte, nu era președinte, era atunci șeful secției ideologiei de la Comitetul Central. Deschiderea și expoziția a avut loc într-o clădire foarte frumoasă, într-un monument de arhitectură, se numea pe atunci Casa Prieteniei Popoarelor, din centrul Parisului. Și, deci,
iată, se spune să vorbim succint la tema asta, îmi amintesc. Deci, în cuvântul domnului Snegur de inaugurare, se vorbea cât de fericit este poporul din Moldova sovietică, câte kilograme de carne, de porc și de vită revine fiecărui om, câte ouă și așa mai departe. Alături de mine erau niște prieteni din Franța cu care eu făcusem cunoștință câțiva ani în urmă, aici la muzeu, cu care eram în relații foarte apropiate, aveam o corespondență foarte intensă, ei oameni de cultură, pentru că el era artist plastic și scriitor, la fel ca și domnul Popescu, și soția care era funcționar la Ministerul Educației. Și iată, ei stau lângă mine, domnul Snegur vorbește și îi spun, dar faci și un semn, că la noi nu se practică. Și grupul acela de oameni care era într-o sală destul de mare și erau destul de mulți, au început să se evapore, să treacă în altă sală, dar eu trebuie ca să-i iau de acolo. În fine, cu asta nimeni n-a reușit ca să întrerupă discursul a urmat. Dar a fost un moment curios. Imediat când eu trebuia să mă apropie de microfon, deci am preluat eu ștafeta, se apropie de mine un domn, care pe urmă am înțeles că era consilierul ambasadorului rus, pe nume Reacov, și îmi spune, nu știu unde știa și numele meu, Eleonora Sergeevna, vă să garantez, говорит на французском, мы вас очень просим, говорит на русском. Da, eu mă gândesc, mă, eu am fost trimisă numai de ce cunosc limba franceză și am făcut un discurs în limba franceză. Și eu zic, păi, pe ce mă? Pentru că naș pasol nu știe francez. Mă zic, Rusia asta, așa de mare, dar este un om care să cunoască franceză și să instaleze acolo post de ambasador. Bine, deci... Noi am trimis în China, noi, moldovenii, am trimis e ca așa un ambasador, care acolo în ce spune. Nu pot să nu fac o mică paranteză să vorbesc și despre domnul Tudor Țopa, pe care l-am cunoscut în calitate de membru activ la Dragiște, asociația aceasta Dragiște, aveam și eu acolo careva tangență. Fundație. Și am intrat, aveam o întâlnire vizată cu domnul la Daniuc și din vorbă în vorbă, eu mai sunt și editorist și dumneavoastră îmi spune că are o carte nouă despre Răciula. Și pe altă carte aceea am citit-o cu atât de interes și m-am gândit, Doamne, e atât de documentat omul ăsta, cu date, cu cifre, cu evenimente, atât de concrete cât eu am intrat în atmosfera timpului celălalt. Noi spunem astăzi că domnul Țopa, iată, a atins vârsta de 90 de ani și 90 de cărți. Într-o frază, dar dincolo de această frază, câtă muncă și câtă scrupulozitate și cât muncă în arhive, cât documentare. Sunt pe fața noastră, sunt doi oameni, două valori de astăzi și valori ale viitorului. Noi răsfăim pe Birol Costin și aflăm în secolul XVII, prima pomenire despre Chișinău, care era un târg pe atunci, în județul Lăpușna. Cronicar. Cronicarul contemporanul nostru e atât de plenar, e atât de profund și eu cred cărțile dumnealui vor fi citite, răsfoite, nu de decenii, dar încă sute de ani, pentru că istoria este ceva care se studiază mereu. Vă apreciez foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult cuvântul de prezentare a literaturii domnului Lulit Popescu de către doamna Silvia Cheianu. O aud pentru a doua oară și a doua oară sunt încântată. Concret despre Lulit Popescu, vreau să vă spun sincer, e foarte greu să vorbești. Pentru că dumneavoastră e atât de polivalent, e atât de divers, nu o să înșir numai cele ipostaze în care dumneavoastră își manifestă talentul și aceasta mi-a luat mult timp și nu vreau să pierd timpul acesta.
și chiar a vorbit Kremlin profesor ca om. Este un om extraordinar, excepțional în toată lumea oamenilor de artă. Sunt 400 de membri al unui artiștilor plastici. Domnului Popescu este unic în felul său, prin atitudinea dumnealui față de muncă. Dacă să fac referință concret la pictură, pentru că am impresia că aceasta se așteaptă de la mine, apoi atrageți atenție, în această sală sunt câteva lucrări care au apărut nu de mult, pentru că eu am văzut 2-3 ani în urmă aici altă expoziție, dar iată aceste câteva lucrări, de vorbesc despre maniera de a lucra al lui Leonid Popescu, acea capacitate extraordinară de a pătrunde în esență, fie un peisaj, fie chipul unui om. Este omul care a însușit tradițiile de artă clasică, de altfel la baza creației dumnei sale, sau aceste tradiții ale picturii clasice românești. Undeva este aici și ecoul lui Grigorescu, Andreescu, și să nu uit să amintesc și despre Igor Vieru, care i-a fost chiar și dascăl. Și aici e vorba nu doar de acea precizie a liniilor, de acea structură compozițională foarte solidă, bine echilibrată, plină de armonie, de claritate și așa mai departe, ceva de adevăr clasic. Mai este vorba și de o anumită stare, o anumită dispoziție. Toate sunt pătrunse așa de o sininătate lăuntrică. Domnul Popescu, cu toate dramele prin care i-a dat i-a fost dat să treacă, a rămas o fire foarte senină, plină de lumină. Își păstrează zâmbitul acesta lui fermecător pe buze, orice și nu s-ar întâmpla. Dacă m-am referit la peisajele cele, să atragi atenția ta la seria aceasta de portrete. Mai aproape de noi îl vedem pe Mihail Greco, care e considerat corifeul artei noastre, Basarabene, fondatorul, unul din piloni. Și e o firie foarte complicată, e foarte greu ca să-i sezisez anume esența cea de untrică, spirituală. El avea o vibrație aparte și eu m-am avut ocazie să mă prind de atelierul lui cu niște tineri plasticieni, cum vorbește el despre artă. Și iată cum Leonid Popescu, cu, nu doar cu școala lui absolut desăvârșită, dar și cu o intuiție a lui, a putut să pătrundă această esență, să le dea prin trăsăturile acestea care feresc ineprușabile sub aspect de caracteristică fizică, să le dea acel umor, acea subtilitate lăuntrică care îl caracteriza pe acest om, pentru că el tot timpul vorbea cu un zâmbet ușor pe buze, era și sceptic, era sceptic. Ce spun ce el vorbea, dar era și un umor așa destul de delicat. Și însă și în culoare, am găsit în acea gamă albăstrie, gama vieții, gama sinătății, gama care vorbește mult de la sine, are o valoare simbolică. Despre Nicolae Dabija s-ar putea vorbi foarte mult, regretat-o, pentru că dumneavoastră cunoașteți că a fost nu numai colaborat împreună, a fost foarte bun prieten. Și dacă portretul lui Nicolae Dabija este interpretat în multe din creațiile noastre, pentru că noi avem mai mulți portretiști și pe mulți i-a impresionat acest om, această deordinară personalitate, lipsa căruia resimțim și astăzi, felul lui Leonid Popescu de a vedea omul, el într-o fel îl radiografiază din interior, anume esența aceea lăuntrică. Noi parcă îl vedem, ne uităm la acest portret și parcă îl avem în față deja viu, cu acel zâmbet și cu acele glume cu care își începea orice discurs Nicolae Dabija. Eu mă gândesc că omul acesta probabil că lucrează 24 de ore. Nu o să repet toate cele ipostaze, activități, pentru că aceasta mi-a luat timp. Aș atrage doar atenția că în fiecare ipostază, care și nu ar fi ipostaza,
arhitectură, grafică, pictură, scriere de carte, dumnealui nu doar abordează, nu doar îndrăznește să se apropie de un gen sau altul, el excelează, el se manifestă la modul superlativ. Și nu o să reușim noi astăzi, iată, prezentarea de felul acesta, asta înseamnă intra într-un muzeu, am merge așa unde tablourile sunt detaliate, știi etichetele și mergi mai departe. Fără a te concentra sufletește, vizual, în esență, fără a le descoperi și așa mai departe. Eu cred că avem în față doi oameni ai prezentului, mândria prezentului, comoara spirituală a prezentului, dar și cei care ne vor reprezenta în viitor. Eu sper că nu am obosit prea mult, nu am abuzat mult de timp. Am zis că despre Leonid Popescu poți să vorbești ori în șir și încă cu aceasta nu spui nimic, pentru că așa e dumnealui. Relația lui cu oamenii, cu mama, relația lui, într-adevăr, capacitatea asta de a magnetiza, de a atrage elita noastră intelectuală și vește că el vezi în preajba oamenilor care sunt interesați și de artă, de cultură și de istorie. Regret absența domnului Cacimpoi, care îl adoră pe Leonid Popescu și de fiecare dată vorbește așa cum poate să o facă doar Cacimpoi și cu Mordor, cu atâta înțelepciune, cu atâta inteligență, cu atâta profunzime, eu îl ascult de fiecare dată. Și fiecare dintre dumneavoastră, cei prezenți, eu cred că îl cunoașteți pe, doamne, și fac referință acum la Leonid Popescu, îl cunoașteți și fiecare dintre noastră ați putea vorbi, cred că nu o oră, dar posibilitățile noastre sunt cele care sunt. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Felicite! Care știe tot ce îmi place și ce simt? Care știe unde cunce trecând? În grădina ta se vede. Care spune să-mi mântuie, care spune să-mi vântea dreaptă pe mereu. Fie ploaie, fie soare, fie tot ca el. Yeah.
toate spărțiri. N-am să-ți cer ce nu poți da vreodată, n-am să-ți cer iubirea. N-am să l-am la morți închise iară, nu speri privirea. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată, drumurile și iubirea. Se crede. Brațul omului
suficient. La mulți ani, să fiți sănătoși! Mulțumim, Octavian, cred că este o foarte bună posibilitate de a încheia cu un cuvânt frumos din partea lui Leoni Popescu și al lui Tudor Țopa, dar vorbește Leoni Popescu în puternicii să vorbească. Vă rog. Mulțumesc. În primul rând, sunt foarte bucuros că vă revăd aici în incinta bibliotecii cu Nisipor Ghibu. Aici eu am avut mai multe expoziții, am avut la 4 expoziții. Asta e o expoziție de vreo 7-8 ani de zile, să zic. Mai am una la Biblioteca Națională, ca să nu stea în atelier să le parfuiască, eu le aduc să le privească spectatorii. Deci asta e legat cu pictura, cu tragedie pozitivă. Este un roman aparte, să zic așa, e al patrulea roman, care l-a citit și regretatul Nicolae Dăbija, și eu închin renumitului sau cunoscutului doctor, chirurg cardiovascular Grigore Tenică, care este la Iași, și care prin Nicolae Dăbija, eu astăzi sunt în fața dumneavoastră și vorbesc. Sigur că e o tragedie și am trecut printr-o tragedie foarte complicată, dar nu e important că noi suntem vii și mergem mai departe la vârsta asta de aproape 70 de ani. Am tot dreptul să vorbesc și eu în sfârșit, fiindcă ținuta mea, să zic așa, chiar și la această masă, nu prea am fost deprins. De ce? Fiindcă mereu eu am fost cu lucruri pe șchele, prin grădina părinților, prin biblioteci, biblioteca, să zic, a bunelor mei care au fost deportați în Siberia și eu am stat 3 zile închis în bibliotecă de sâmbătă până luni, răsfoind cărțile din clasa a 3-a, a 4-a. Era o perioadă foarte grea și eu am găsit acolo o carte veche, în cerdac la bunei mei, despre Ștefan cel Mare, care o păstrez până în ziua de astăzi și era scris în limba română. Am găsit mai multe cărți. De acolo și s-a pornit mai multe lucruri, inspirații la tema despre care eu vorbesc în cele 3 romane și în ultimul roman despre o familie foarte interesantă din Maramureș. Nu e roman autobiografic, dar este o dramă inspirată dintr-o, zic așa, viață adevărată, fiindcă în ochii mei s-a petrecut, dar prin prisma ochilor mei, prin prisma artistică, să zic așa, că nu e prima dată, deci al patrulea roman și de acum Pana, cum a zis și doamna profesor, că zice acolo, e ceva interesant. Nu știu, pentru mine, sigur că eu pară, să zic așa, mai ușor să scrie, fiindcă de acum este o vârstă și scriu de mult, fiindcă la literatura șarta am 24 de ani, de când stăm acolo și o prietenie puternică a fost între mine și Dăbija, de când eram încă în Dumnezeu Soviet, de când eram încă în Maramureș. Despre roman s-ar putea de scris foarte multe lucruri interesante, e un roman așa cu genioan, să spun, dar așa mai laconic și mai constrâns, trebuie să-l citiți, că nu e interesant să povestesc cum l-am scris eu și prin câte ispite, prin câte episoade s-a trecut, deci e un roman, să zic așa, după cititorii care urmăresc, e un roman așa interesant, face de citit. De ce? Fiindcă scris-o, să zic așa, ceva deosebit. Eu cumva joc cu gândirea cititorului. Dacă e să observ la lucrul ăsta, cum a vorbit și doamna profesoară, spune că într-adevăr s-ar putea de scris un film, că l-aș începe de la Chelia, unde eu am lucrat prin anii 76, la Cetatea Albă, pe urmă Soroca, Cotinu, Bucovina, și oprindu-mă la Maramureș. Eu n-am avut posibilitatea să lucrez asupra numelui meu, dar am venit în ultimii ani aici la Chișinău și în ultimii ani eu am început să lucrez asupra numelui meu, fiindcă ceva de acolo de sus, de la Dumnezeu, și trebuie să apară la lumină. Mai sunt încă, să zic așa, domnul Țopa cunoaște, o două, 3 romane încă mai interesante, deci pe parcurs care să apară în perspectivă.
Și iată așa, la general, un om de creație, unde face legătură între culoare și cuvânt, să zic că așa e ceva, nu, să mai deosebesc prin ceva, dar mai, cred că mai încearcă. Sunt și pictori, care scriu poezie, eu mă bucur, iată, este Vasile Didic. Aici m-am putut de cuvintele pe care le-a spus, să-l văd și pe Mihalicenko Sava, care e de la muzeu, și văd și pe Ștefan Popa. Îți colegi, vă spun sincer, îți patru pictori. Dar parcă îmi pare că sunt tot 400, câte 100 de fiecare. De ce? Pentru că sunt foarte aproape de suflet. Eu sunt foarte bucuros că suntem și trăim ultima dată. Și e bine când vii la oricare, la orice eveniment de a susține. Eu mă uit că a venit Grigorie de Biu de la Drochea cu buchet de flori, cu soția împreună, ca să vadă expoziția aici, la bibliotecă și la Biblioteca Națională, în care îi mulțumesc, la care el este un om deosebit, un om de un farmic aparte, un om artist în sufletul lui. Îl văd pe Ilie Valuțu de fiecare dată, el vine cu melodii, deci cunoscându-mă pe mine, cei ce am fost la Covâlnea, deci Covâlnea acolo a fost o biserică pe care am restaurat-o în anii 80. Și mai unde am întors, după mulți ani, m-au invitat acolo la stejarea lui Ștefan cel Mare, unde am fost împreună cu domnul Țopa, cu domnul Ilie și mulți alții. Văd pe doamna Eugenia Ursulă, care îi mulțumesc foarte frumos, eu am văzut-o numai la televizor, dar văd că a doua oară de la Biblioteca Națională este și aici la Biblioteca Unisifă Ghibă. Îl văd pe domnul Romeu, la fel colegul nostru de la Uniunea Ziariștilor și toți ceilalți de care eu mă bucur. Acum eu vreau să închei, că e foarte opusător, de acum sunt unic afară. Vreau să vă invit pe dumneavoastră, să zic așa, la un bacal cu șampanie, dacă se poate, sau un pahar cu vin, de lui Tudor Țopa, de la Chițcani. E un vin de cel ra, care îl beau numai boierii și preoții la Pristop. Și de asta trăiesc mult acolo. Și de asta trăiesc la 90 de ani, așa că să folosiți vinul acela de la Chițcani. Eu vă doresc sănătate, aveți grijă de dumneavoastră în pandemia asta, fiindcă e periculos. Iată ești, iată nu. Eu am fost foarte aproape cu Nicolae Dăbijă, nu că prieten, ca frate. Și noi 10 zile în urmă am discutat, eu m-am dus la 1000 de kilometri departe de Chișinău și când m-am reîntors și nu mai era în viață, de ce aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Așa a trecut prin ispitele astea și prietenul meu, Grigore, care l-am văzut și sunt foarte bucuros că a venit astăzi. De ce? Pentru că nici n-am știut că a stat în spital, dar nu de COVID-ul ăsta. El a trecut prin școală și prin tot asta. Vă mulțumesc și doamna Silvia, la fel doamna profesoară și domnii mei, care sunt cei mai buni prieteni, să zic așa, de la București, care vin de fiecare dată, vă închipuiți, domnul Vasile. Trec vama, să zic așa, sunt mai ghimpată, trec testul, când vin încoace, de aici azi dimineață, iar au trecut testul înapoi și de fiecare dată plătești și acolo și plătești și aici. Și atât așa trăiesc frații noștri, care la 500 de kilometri, deci vorbesc aceeași limbă, dar prin sârma asta ghimpată. Eu vă mulțumesc iarăși Gina, care este un suflet aproape lui prietenul meu, deci al lui Octav Găvian Mândruțu, mare artist al scenei și la noi și al Bucureștilor, care mereu a fost cu Păunescu, cu Socaciu, cu Hruscă, alături de ei. Și Vasilii Căpățână, care a fost în seara asta acest moderator după domnul Vitalie Răileanu, care are grijă de tablourile noastre și de cărțile care sunt aici și pe zi. Vă doresc succese și scrieți fiecare ce puteți din la viața dumneavoastră. Că scrisul alină și prelungește viața așa cum a prelungit-o și domnul Țopa la 90 de ani și eu vreau să-l ajut și eu la vârsta asta. El îmi spune să scrii, Leonid, să scrii, mă încurajează. Și asta e foarte bine. Că acum noi scrim, vă spun așa în taină, am finisat o lucrare a lui Grigore Pinică de o an de zile de când lucrăm împreună cu domnul Țopa, am fost și la ea și am fost pe aici, în toate localitățile. Și cred că de grabă o să apară și o să facem lansarea și la Academie a acestui mare profesor, care e mai puțin cunoscut la noi, dar e cunoscut în toată Europa. Vă mulțumesc mai o dată
și vă zic multă, multă.